Salut, am revenit cu un nou episod cu Suralău. Astăzi în acest display o să încerc să-l fac level 18 aici la Amazon. Să pot să iau teșu și să bag șocări pe el. Probabil că o să iau o mică pauză, dar voi nu o să simțiți asta pentru că display-urile sunt filmate cu mult înainte să le postez. O să iau o mică pauză filmatul pe el și o să încerc să fac teșu un M10, un M4, M5. Înainte să mă apuc să filmez următoarele episoade, trebuie să-i cumpăr și un sigiliu de 20, un tigru, pentru că vreau să rămân o perioadă la level 18, să farmez puțin, chiar dacă într-o perioadă scurtă de timp zic eu că merită. Scoți bani frumoși din farmat aici. Să bag eu puncte de pe PM, n-am băgat puncte de rău pe STR, dar am 8 pe sabie și 8 pe scut de luptă și de aici se vede că am 26 puncte. Mă rog, posibil să mai fi băgat eu ceva din reflex, pentru că am avut doar cu ori până acum, nu prea am jucat pusura. Am o să scot punctele imediat ce o să găsim niște pastile de sânge și mor un pic cam repede pe aici. Am level 10, sper să reușesc să dau cât mai repede level 18. Erau niște mantii excelente aici. Chiar foarte bun, chiar aș avea nevoie de niște mantii pentru că respawn-ul e foarte bun și durează ceva timp să... Da, și e ora 7, văd că lumea deja s-a pus pe farmă pentru autorizații. Mi-ar fi bună și mie o autorizație, dar fără mânușă nu am ce face cu ea. Chiar nu se merită să farmez fără mânușă în niciun loc, părerea mea. N-ai ce scoate nimic bun fără mânușă. Imediat dau și level 12, merge treaba destul de binișor. După cum vedeți, display-urile cu sura o să fie puțin mai lungi. Și dacă auziți un sunet mai tare, vă rog să-l ignorați, pentru că țin geamul deschis, e foarte, foarte cald. Și, na, mă sufoc dacă nu țin geamul deschis, pur și simplu atât de cald e. Deja am murit. Să bag eu și petul, că de-aia nu băteam eu chiar atât de bine, n-aveam petul. Mă rog, e mai greu la început pe orice caracter, dar sper să-l dezvolt frumos. Level 12 deja. Să văd eu cum mă descurc și cu licorii de... Nu prea mai am licori. Nu mi-am cumpărat licori, de fapt. Trebuia să cumpăr mai tic asta, nu? Și foarte cald afară, nu prea ai chef de nimic. O căldură infernală aici la noi în Vâlcea și n-ai mai greu și de asta am și tonul ăsta mai moale sau nu știu, chiar n-am chef de nimic în momentul actual, dar trebuie să fac level 18 cât mai repede să pot să dau șocări pe el, să nu pierd timpul. O să apară în curând și ceva display-uri cu orul de 90, stați puțin, mai bine să închid eu geamul. Animalice de afară și mai bine nu închide să stric calitatea videoului. Imediat fac level, am și nelu, mai am 51 de minute din el. Să mă uit și cât am să filmez. După cum ați văzut în ultima perioadă, par display-urile mai lungi. Voi mi-am cerut asta și încerc să mă conformez. Știu că nu e atât de interesant la început evoluția pe acest caracter, dar încet încet chiar o să mă placă, poate chiar mai mult decât orul. Trebuie mai interesant acest caracter, e ceva mai inedit, nu vezi peste tot un sura arme PvP. Sper să-mi iasă.
Și cred că în curând va trebui să mă duc să-mi iau licori în map 1. Licori și... și skill-urile. Mă rog, skill-ul, pentru că o să-mi iau doar atacul, n-are rost să... să irosesc 50k, pentru că dacă nu-mi iau decât Teishu, o să trebuiască să... să-mi dau deprecierea, pentru că v-am spus să rămână ceva timp la level 18. Da, și mai am decât 10 licori, cu siguranță va trebui să mă duc acolo. Level atât de repede încât să n-am... nu fac atât de repede încât să n-am nevoie de... de licori. Mă rog, am uitat, nu credeam că fac level atât de repede încât să n-am nevoie de licori, dar... ziceam că poate merge mai bine. Și cred că ar fi mai ok să... fac eu cât pot aici până termin licorile, mă duc în map 1 și revin când ajung la sălbatic, să creștem puțin mai repede. Mi-au și Teishu. Deci, BRB. Am revenit la Bo, am luat Teishu. Mi-am luat și licor, ceva licor să-mi ajungă pentru levelul 18, sper să-mi ajungă. Și hai la adunat, să sperăm că e gol pe aici. N-am văzut pe nimeni. Și ar fi indicat să-mi schimb și opetul, pentru că nu cred că rezist atât de bine. Lol. Da, și-a murit. Îmi lipsesc câteva iteme destul de importante. Și mai ales dacă mi-aș aminti și eu să bat licori. Greșile m-am învățat de pe caracterul de... de pe ADOG. Să bag, să am elixire multe și folosesc doar elixire și m-am cam învățat să bat licori. Dar nu-i bai. Că aici merge treaba un pic mai bine. Nu le la toată mapa, dar mergem voi în bagul licoare violet. Știu că poate creștea mai bine la amazonel de la levelul ăsta, dar era greu cu adunat aici, măcar e un respawn mai bun și poți să adun mai repede. Să nu mai chinui măcar. Și da, nu rezist pentru că am 3k, normal să nu prea rezist la... la sălbatici. Era bine dacă mi-aduceam și buff-ul, dar na. Prea mare lenea. La level 15 sperăm că rezist mai bine. Bag și brățara de argint. Frumos, și freza avem aici de level 15. Chiar îmi place cum arată Teishu așa pe armă, chiar arată super, super fain. Abia aștept să-l fac și eu G. Bine, măcar G, pe asta o să-l fac pe, nu o să mai aștept. Hai să băgăm itemele. Pețara de argint, freză. Și la bătaie. Da, și Frapsul iar îmi joacă peste, iar începe. Credeam că s-a potolit, dar nu... nu se dă bătut, tot durea să mă troleze. Se opriște câteodată așa brusc, fără să ating nicio... mă rog, nicio tastă care are legătură cu el. Care ar putea fi vreo comandă pentru el. Rezolvasem problema asta, nu știu ce... mă rog, rezolvasem, nu mai învățea figuri. Începe să se meargă destul de bine, level 15. Hai să adun și eu să bat mai eficient puțin, pentru că nu vreau să fac foarte mare let's play-ul. Chiar dacă voi vreți, probabil nu vreți despre-urile astea mari, vreți PvP-uri sau nu știu, ceva mai interesant. Astea cu crescutul poate face oricine, nu e atât de wow. Chiar arată fain de la distanță de aici, nu prea îmi place cum arată sora cu freza asta, mă rog. La distanță arată cât de cât ok. Mai băgăm un punct. Pe Teishu, cât îmi dă atac acum, 43 merge, destul de ok. 43 la 14 puncte chiar e ok. Da.
mă rog, al caracter, nu al cont, pentru că e greșit că spui practic al cont. Tu te referi la caracter. Mă rog, da, e alt caracter. Știu că probabil acum vă întrebați ce naiba fac cu atâtea caractere, dar după cum ați văzut, e mai ok să fie diversitate pe canal și na. Știți care e planul meu, vreau să fac mai multe caractere diferite, Sura, Ninja, War, și să încep multe serii PvP, doar serii PvP, și în rest pe acest canal să mă axez și pe alte jocuri, nu doar pe Metin, dar asta în viitor. În momentul actual nu prea mă joc eu. Aștept să apară niște jocuri interesante, dar nu s-o să vă dezvolui nimic. Să apară niște jocuri acum în toamnă și o să încep serii ceva mai interesante. Pe lângă Metin, desigur, o să-mi continui seriile de Metin. Pentru că asta e, până la urmă, baza canalului, pentru asta v-ați abonat pentru Metin. Bine, nici nu aveați pentru ce altceva să abonați cu dar de obicei cu Metin, dar mă rog, înțelegeți ce am vrut să zic.